Ce ați avea de precizat cu privire la această sărbătoare? Ce aș avea? Știm că ei sunt acolo în fața tronului împărătesc și se roagă pentru noi și îngerul Gabriel este îngerul dreptății și dacă aici pe pământ suntem nedreptățiți, faptul că noi vom fi al doilea nou Ierusalim, Arhanghelul Mihail va avea grijă ca să facă dreptate, nu numai nouă, dar în special României, pentru că România este deja grădina Maicii Domnului și va fi viitorul al doilea nou Ierusalim. Iar Îngerul Gabriel, știm că i-a binevestit Fecioarei Maria că va naște pe Hristos, este Îngerul Darului și sunt sigură că va reversa din darul său și asupra poporului român și nu numai, dar în mod special asupra României, deoarece ei veghează asupra României, că România este țara aleasă lui Dumnezeu ca să devină al doilea nou Ierusalim, este țara în care Mântuitorul va sosi pe norii cerului și va judeca și vii și cei care sunt adormiți, îi va scoate din morminte. Da, este un subiect foarte frumos și e mult de dezbătut. Haideți să ne întoarcem la ce am spus noi, așa că va fi ca o temă principală, generală a emisiunii și mai apoi ne îndreptăm și către alte discuții. Am văzut un articol la dumneavoastră pe blog în care veneați cu noi informații în ce privește starea globală, pot spune. Vă refereați în deosebi la continentul nostru, dar bineînțeles că poate avea ramificații și spre alte direcții. Europa. Ce se întâmplă cu Europa? Eu am scris și nu de la mine, am scris de multe ori, de la Duhul Sfânt am scris, pentru că Duhul Sfânt grăiește prin mine roaba sa. Am scris că Europa nu va mai dura mulți ani, Europa se va destrăma și cred că este momentul în care Europa e pe cale să destrame. Deci în 27 octombrie dimineața m-a trezit un glas și spunea Europa clocotește, dar un alt glas a intervenit și a spus da, Europa clocotește la propriu. Asta nu înseamnă numai destrămarea Uniunii Europene, ci Doamne ferește, exact cum scriam în articol, să nu fie vorba despre o extindere a războiului despre Rusia, spre toată Europa. Eu așa cred eu, așa am tâlcuit eu, ca să spun așa, în momentul în care a spus că Europa clocotește la propriu. Cred că despre asta este vorba, despre o extindere a războiului. Exact cum vorbeam, spuneam data trecută, cred că al treilea război mondial a și început deja. O să mai fie perioade de liniște, o să mai fie perioade în care fiecare își va reface forțele fizice, militare, forțele ceea ce privește armamentul, dar cred că al treilea război mondial a început și Europa, într-adevăr, poate fi o țintă din partea Rusiei, o țintă în care vrea să o destrame, să nu mai fim uniți. Păi chiar dimineața văzusem că a căzut o rachetă foarte aproape de granița dintre Ucraina și Republica Moldova și deja și cei de peste Prut sunt îngrijorați de această situație, că se pare că lucrurile avansează într-o direcție nedorită. Nu știam despre aceasta, că n-am ascultat știrile, dar Republica Moldova, așa cum am mai spus și nu de la mine am spus, ci de la bună Dumnezeu, va lupta împotriva Rusiei. Cum am spus și data trecută, auzeam un glas în care spunea Republica Moldova luptă. Deci asta nu poate fi vorba decât de un foarte apropiat război. Și nu cred că întâmplător a căzut acea rachetă. Cu siguranță a fost trimisă în mod special ca să incite spiritele, să iese de aici un conflict mai mare și atunci să aibă motiv să fie atacată și Republica Moldova și de ce nu poate să cadă și la noi, cu ghilimele de rigoare, o rachetă întâmplător pe undeva pe lângă scutul, unde este scutul de la Deveselu, nu? Și pe acolo poate cădea întâmplător o rachetă, cu ghilimele de rigoare. Deci
Nu cred că este vorba de o pace, să spun așa, care să domine deocamdată. Dar nici că se va extinde războiul chiar acum înainte de sărbători, să spunem așa, pentru că indiferent cât ai fi de rău, cât ai fi de, cum să spun, dornic să distrugi pe aproapele tău, pe vecinii tăi, și pentru aceștia vin în Sfintele Sărbători, vine nașterea Domnului, sunt și ei creștini și cred că o să fac o pauză, o să iau da, o pauză. Să ținem cont totuși de faptul că am mai avut și Paștele, la fel, sărbătoare cu o însemnătate deosebită și nu a existat pauză, nu? Nu a existat pauză, dar a fost un Paște însângerat. Să ne rugăm totuși ca să îi liniștească Dumnezeu și Maica Domnului și să avem măcar Sfintele Sărbători cu liniște și cu pace. Să ne amintim de un articol pe care l-am scris, cred că la începutul anului, s-a sfârșitul anului trecut, în care spunea de luna mai și eu am crezut, nu se spune, niciodată nu se spune și anul, că luna mai, cred că era vorba de 15 mai, după 15 mai, va fi din nou cu pace, cu liniște, cu armonie între oameni, între popoare. Deci putem să ne ducem cu gândul și la o lună mai din 2023. Deci să sperăm totuși că Dumnezeu nu va îngădui să, ca oamenii să se atace, să se distrugă între ei țările. Să sperăm că va fi bine și să ne rugăm pentru pacea lor, pentru că Dumnezeu chiar ne iubește. Și Maica Domnului și iubește poporul său și nu numai pe copiii săi, cum, adică toată populația globului, și indiferent de religie. Și nu vrea ca noi să murim, să ne omorâm unii pe alții. Și să se lumineze pe cei care au pornit acest război, care au ură împotriva aproapelui său, să-i lumineze și să se domolească și să ne bucurăm de viață, că până la urmă viața este un dar de la Dumnezeu și ne este dată ca să trăim frumos, într-o poruncile sale și astfel să ne mântuim sufletul, să ne clădim viața în împărăția lui Dumnezeu. Că e o vorbă în popor, cum ne așternem, așa dormim. Deci și aici, cum ne trăim viața, dacă o trăim într-o poruncile Domnului. Mai greșim, păcătuim că suntem oameni, adică să nu facem rău, să ne rugăm, să mergem la Sfânta Biserică. Ne facem acolo o palat sus în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim optimiști, indiferent de zvonuri, de tot ce vedem scris, că va fi cu arma nucleară, că va fi război. Dacă suntem optimiști și ne punem viața în mâinile Mântuitorului Hristos și a Maicii Domnului, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Dar să înțelegem că totuși pacea, liniștea, așa cum o știam noi până acum, hai să spunem, 3 ani de când a început pandemia, nu va mai exista, nu? Nu va mai exista pacea și liniștea exact înainte să înceapă pandemia. Nu, deocamdată nu. Până nu va veni acea lună mai, că va fi în 2023, că va fi în 2024, nu știu. Dar nu va mai exista până la venirea lui Iisus Hristos, pentru că al treilea război mondial, așa cum spuneam și nu de la mine spuneam, ci numai de la Dumnezeu, va dura 2 ani. Asta nu înseamnă că 2 ani de zile vom fi bombardați, vom fi distruși, nu. Vor fi conflicte între țări, din toate părțile, deci asta înseamnă. Nu înseamnă că va fi cu bomba nucleară, nu, nimeni nu va apăsa pe butonul roșu, nimeni nu va da bomba nucleară. Pot să garantez lucrul acesta, deci toată lumea să fie liniștită că bomba nucleară nu va fi dată de nicio țară, nu va fi apăsat acel buton ca să ne distrugă. Dumnezeu nu va îngădui aceasta și va veni așa precum vine o ploaie de vară din senin, va veni Mântuitorul și va face dreptate. Știți ce? Nu v-am întrebat niciodată, cred, și mă gândeam acum în timp ce vorbeați. Foarte multe dintre aceste lucruri vi se arată, vi se spun dumneavoastră, dar se întâmplă vreodată, nu știu, să îi cereți lui Dumnezeu să vă indice un lucru anume? Nu. Uitați cum este acest război, să spuneți, nu știu, Doamne, spune-mi, te rog, când se va opri? Atunci când a început războiul acesta, când vedeam cu toții în februarie, pe 24, parcă anul acesta, când a început, credem că
am început să plâng, am aprins lumânările de la înfiere, de la Paște, anul trecut. M-am rugat, vedeam ce se întâmplă acolo, cum mor oamenii. Plângând m-am rugat la Dumnezeu și la Maica Domnului ca să oprească acest război. Și uite că nu s-a întâmplat, pentru că și Mântuitorul, când era sus pe cruce, a spus: Tată, dacă este de la tine, să treacă paharul acesta al pătimirilor de la tine. Și Dumnezeu, dacă așa a vrut ca Fiul Său să moară pentru noi, pentru ca noi să ne mântuim, deci a îngăduit ca Iisus Hristos să moară pe cruce și apoi după 3 zile să învieze, ca să se respecte Scriptura, ceea ce au prorocit prorocii cu sute de ani înainte. Deci așa e și cu războiul. Deci, indiferent, chiar dacă eu m-am rugat și mă rog întotdeauna, în fiecare zi și noapte, chiar dacă stau și scriu pe blog și mai dau din când în când pe televizor sau pe internet să văd ce se mai întâmplă, mă rog, dar până la urmă voia lui Dumnezeu se face, pentru că totul se întâmplă cu un scop. Hai să ne gândim, dacă nu începea războiul în februarie anul acesta, noi și acum am fi numărat morții de COVID cu ghilimele de rigoare și am fi stat în case închiși cu măștri la gură, am fi avut nevoie de efectiv să ieșim în oraș. Deci Dumnezeu a îngăduit acest război pentru ca cei care au pus aceste reguli draconice, aș putea spune, de a ne ține în casă, de parcă virusul ar sta numai în casă și n-ar fi deloc în aer, chiar dacă noi nu umblăm. Deci războiul a făcut ca această pandemie de COVID să dispară, să spun așa, știi? Mai sunt, nu, vedem cu toții că nu se mai vorbește despre COVID-19 și despre pandemie. Pentru că deja acest virus ne-am învățat, trăim cu el, îl avem în organism, luptăm cu el, cu cât avem o imunitate mai puternică, chiar dacă nu suntem vaccinați, corpul nostru rezistă și se învață cu acest virus. Deci, și ca să revin, faptul că a început războiul, a vrut Dumnezeu ca noi să fim liberi, să ne putem bucura de viață, să putem respira, să putem ieși. Deci a vrut ca acei care ne-au impus aceste reguli foarte stricte să lase pandemia deoparte și să gândească la război. Acum deja nu se mai vorbește de război, să zic așa, nu atât de mult, ci au început iar să vorbească despre gripă, dar nu spune dacă e gripa noastră românească sau e vorba de gripa venită din China, de COVID.